Ion Burnei, care în septembrie va împlini 65 de ani, s-a retras din funcția de suprefect al județului Argeș prin pensionare. Deciziile de pensionare și respectiv de încetare a mandatului de suprefect au fost publicate în Monitorul Oficial. Urmează ca în curând guvernul să numească o altă persoană în funcția de suprefect rămasă astfel vacantă. De profesie farmacist, Ion Burnei a fost printre altele director al Centrului de Diagnostic și Tratament din Pitești, vicepreședinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate și deputat PSD în 3 mandate, dintre care 2 de 4 ani și unul de 2 ani.